Republica Moldova solicită repetat retragerea trupelor ruse care staționează ilegal în stânga Nistrului și se declară hotărâtă să soluționeze conflictul transnistrian prin dialog și căi pașnice bazate pe suveranitate și integritatea țării noastre. Declarația a fost făcută de către ministrul de externe Nicu Popescu în cadrul celui de-al 29-lea Consiliu al Ministrilor Afacerilor Externe ai Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa, care a avut loc în Polonia. Popescu s-a mai referit în discursul său la consecințele drastice ale agresiunii ruse asupra Ucrainei și impactul pentru Republica Moldova pe plan energetic și social-economic. Potrivit oficialului, în ciuda multiplelor provocări, țara noastră rămâne fermă pe drumul ireversibil către Uniunea Europeană. Prezența ilegală a forțelor militare ruse continuă să încalce suveranitatea și neutralitatea Republicii Moldova. Retragerea completă și necondiționată a forțelor ruse și a munițiilor de pe teritoriul Republicii Moldova, în conformitate cu angajamentele relevante ale OSCE din 1999 la summitul de la Istanbul, este imperativă. Republica Moldova este și va rămâne partea lumii libere. Anul acesta am devenit țară candidată la UE. Continuăm să avansăm pe calea reformelor în domeniul justiției, combaterea corupției, investim în surse regenerabile, ne modernizăm economia.